Andreea Răducan a făcut parte din galeria de stele ale gimnasticii românești, care începe cu Nadia și se cam încheie astăzi, odată cu regretabila ieșire din scena cuplului Beluș-Vitanc. Povestea Andreei nu s-ar deosebi de cea a zecilor de gimnaste care au precedat-o în gloria mondială, dacă nu ar fi existat un moment cu totul special, anume concursul olimpic la individual compus al jocurilor de la Sydney, atunci când o lume întreagă a simpatizat profund cu fetița de nici 17 ani, căreia i se lua cea mai prețioasă medalie în urma unei decizii birocratice. Astăzi, Andreea este o altă persoană, mult mai matură, în ciuda celor abia 23 de ani. Este angajată la Fundația Olimpică Română, are un birou și se ocupă de relații publice. Conduce același autoturism pe care l-a obținut ca urmare a succeselor de la Sydney, însă, cum vom vedea, nu a uitat niciun singur moment nedreptatea care i s-a făcut și este decisă să lupte până la capăt pentru a-și recupera titlul olimpic. Discuția noastră a început într-un perimetru destul de familiar, la complexul Lia Manoliu. Putem trece? E barieră? Mai ai voie să intri aici, în complexul sportiv Lia Manoliu? A, vin cu mare drag de fiecare dată, pentru că aici am petrecut o mare parte din timpul în care încât am fost sportivă. Și chiar dacă s-au mai schimbat oamenii la poartă, pasnicii, nu e nicio problemă și oamenii mă primesc cu mare drag. Spune-mi, cum a fost aici? Era locul unde erați la București, când erați în pregătire, aveați concursuri? De obicei, când nu ne antrenam la Deva, aici era centru în care ne și odihneam, făceam și antrenamentele, sala avem și centru de medicină, sala imediat aici lângă noi. Da, e un centru foarte bun de pregătire și de antrenament și de obicei, mai ales în perioada când erau concursuri, destul de multe spre sfârșit de an, când erau concursurile unul după celălalt, nu aveam vreme să ne ducem la Deva, să ne luăm bagajele și să plecăm la celălalt concurs și rămâneam timp de câteva zile între concursuri și ne pregăteam aici, la 23 august, la Lia Manoliu, cu celelalte colege, cu antrenori. Andreea, este locul unde a ieșit și un mic scandal la un moment dat. Picătura care a umplut paharul pentru antrenori și federație a fost evadarea de sâmbătă noaptea, când Cătălina Ponor și Floarea Leonida au fugit din cantonament la ora 1 și s-au întors la hotel după ce au petrecut într-un bar la 4 dimineața. Antrenorii Beluș și Vitanc declară că nu le vor mai antrena niciodată pe cele trei. Gimnastele spun că nu vor renunța la performanță și se vor pregăti la cluburile unde sunt legitimate. Generația de după mine au avut ceva probleme. Da, cred că a venit perioada, cam asta e vârsta, la 17-18 ani, când ai nevoie de mai mult timp liber și parcă ai vrea să mai faci și altceva pe lângă antrenamente, concursuri și pregătire. Spune-mă, Andreea, să gândesc gimnastele și ele din când în când la băieți? Dar nu știu dacă e vreun păcat ăsta. Evident că nu. Evident că nu. Sunteți oameni, sunteți adolescenți, în plină maturizare. E normal. Dar vreau să aud de la tine. Da, sigur. Bine, până la Olimpiadă n-am avut probleme de genul ăsta, nu știu, sentimentale. Nu vă gândesc la băieți. Eu nu știu celelalte Olimpiadă. Colege, nu le-am întrebat, deci nu-mi permit să vorbesc în numele lor, dar eu vă spun sincer că am avut cu totul alte preocupări și priorități decât să mă gândesc. Deci eram conștientă că la un moment dat vor veni și vremurile astea în care voi trăi liniștită și probabil o să-mi doresc să fiu cu un bărbat și să-mi petrec, nu știu, perioada de adolescență pe care n-am avut-o la Deva. Dar am simțit că nu era atunci momentul. Dacă mă gândesc cum arătam la 17 ani când eram la Olimpiadă, era o mare diferență între cum arătam eu atunci, cum arată o fată de 17 ani studentă din zilele noastre. Care era diferența? Destul de mare, de la faptul că eu aveam alte, sau mă rog, îmi stătea capul la alte cele și nu aveam nici timp foarte mult să mă gândesc la lucruri de genul ăsta, nu știu, altceva decât la sport, la performanță, la îngrijirea sănătății, la lucruri care mi se păreau mie mult mai importante atunci decât forma sportivă. Exact. În vreme ce o altă fată de aceeași vârstă...
Probabil că avea grijă, nu știu, să învețe bine la școală, să arate bine, să-și cumpere nu știu ce haine, să-și facă manicure, să... lucruri absolut normale, Doamne ferește, să nu creadă cineva că am ceva împotriva lucrurilor astea. Nu. După câți ani de gimnastică, acum nu știu de unde să o luăm, de la grădiniță sau cei de gimnastică de performanță? Cred că e foarte importantă și baza, dar de obicei se pune accent pe perioada de performanță la noi la gimnastică. E adevărat că e foarte scurtă perioada în care poți să faci performanță la înalt nivel la noi la gimnastică, dar e foarte important de jos, de când începi. Și câți au fost ani la tine? 15. 15. De la 4 ani. La 19 ani. Suntem pe terenul așa zisului turn de parașutism, da. Care cred că nu mai funcționează de 20-30 de ani. Am văzut că mai făceam antrenament. Acum mulți ani în urmă. Erau câteva persoane mai de mult, da. Da, e spectaculos. Stau și mă uit așa la el. Oare gimnastica românească a fost atât de înaltă că a atins cerul, Andreea? Eu zic că da. Lăsând modestia la o parte, cred că palmaresul pe care gimnastica românească îl are e sus, e acolo, sus mai de sus, decât mai turnul, sus decât turnul de ăsta. Parașutism, da. De fapt, este un teren aproape ca un maidan, stau și mă uit. Mă uit la acești copii care ar merita ceva mult mai, mult mai bun. Eu mă bucur foarte tare că sunt copii care își doresc să facă sport. Chiar dacă, într-adevăr, condițiile poate nu sunt cele pe care ni le-am dorit. Mărturisesc că și eu când am început gimnastică nu aveam condiții extraordinare. Și cu toate astea am reușit să fac performanță, e adevărat. Și probabil că sunt mulți alți sportivi în aceeași situație. Uite-te la picii aia, uite ce simpatici sunt. Când o să ai un copil, îl dai să facă fotbal sau gimnastică? Când voi ajunge să am un copil, cu siguranță îl voi îndrepta către sport, mișcare. Acum, în funcție de calitățile pe care le va avea, probabil că va reuși să-și aleagă ce își dorește să facă. Ce îți propun eu acum, să intrăm nițel în sala de gimnastică, unde ai avut multe antrenamente, unde ai stat de asemenea ani și ani de zile. Aici de obicei făceam cele mai importante verificări înainte de competițiile importante, de Jocurile Olimpice, de campionate mondiale. Aici era ultimul tușeu. Da, nota finală. Nota finală. Înainte de plecare, da. Okay. Și intrăm. Suntem în sala de gimnastică. Amintiri nenumărate. O grămadă. O grămadă și frumoase și mai puțin frumoase. Și muncă multă? Multă muncă. Și transpirație multă? Și transpirație. Foarte multă. Era bună că scădeam și la cântar dacă transpiram mai mult la antrenament. E, știu, știu. Asta era o luptă permanentă cu greutatea, la noi, știe toată lumea. Era vorba mai mult de aspectul fizic și în afară de asta să ne...
cărăm noi, cum spuneam, să ne cărăm cât mai bine. Să vă cărați? Să ne cărăm, da. Voi pe voi? Noi pe noi. Era vorba noastră, domnule, abia măcar. Asta însemna, adică eram foarte greoaie. Dar de câte ori ai mâncat în această perioadă de 15 ani cât ai făcut gimnastică, de câte ori ai mâncat păsăturate? Începând de mică, regimul, probabil că stomacelul era destul de mic. Așa. Și era obișnuit. La început mi-a fost mai greu, e adevărat că simțeam nevoia să mănânc ceva în plus și de obicei nu era vorba de mâncare, ci despre ceva dulce. Așa. Fiind copii, mi se pare normal. Da. Însă s-a obișnuit organismul și stomacul și nu puteam să mănânc nici acum. Am terminat antrenamentele, gimnastica și nu mă reține nimeni să mănânc ce vreau. Ah. Și cu toate astea nu pot să mai mănânc foarte mult. Am prieteni cu care merg la masă, de exemplu, și îmi spun, dom'le, tu atâta mănânci, vrei să te îmbolnăvești, dar eu mă satur. Mănânc, de exemplu, nu știu, un grătar sau orice, cu o salată și mi-e de ajuns. Nici nu știu să gătesc. Nu. Nu. Și asta se întâmplă, mănânc asta decât dacă merg la restaurant sau dacă merg acasă, probabil. Acasă unde face mama bunătăți. Ai fost foarte bună la sărituri. Cum? Așa și așa. Cum? Ai fost foarte bună. Numai domn Belu știe cât s-a chinuit cu mine. Mondial, ai fost, ai câștigat medalii, ai câștigat titluri europene și mondiale. Cum era? La sărituri m-am chinuit foarte mult. Cred că sunt una dintre puținele gimnaste care au trecut prin toate grupele de sărituri. Stând, rondă, tsukahara, mă rog, sunt termeni tehnici. Știu tu. Și m-am chinuit destul de mult, însă domn Belu nu m-a lăsat și a spus că, de fapt, s-a întâmplat prima oară la campionatele mondiale de la Tianjin, când am ieșit pe locul 5 la individual compus, din cauza că nu am avut o săritură cu o notă de plecare mai mare. Uh-huh. Mai și atunci a spus, domnule, grad de dificultate exact, mai mare. Exact. Și mi-a zis că merită să fac asta pentru că e păcat de bârna pe care o aveam foarte bună și solul, care era într-adevăr, erau cele două aparate bune ale mele, era păcat să nu încerc să fac unde se putea, de exemplu la paralel, n-am avut niciodată talent, nici nu mi-a plăcut aparatul acesta și... Ca să poți să concurezi la individual compus, cu trei aparate din patru, începeai să ai șanse. De-aia trebuia crescută nota la și la sărituri, ceea ce ai și reușit. Da, bun, explică-mi însă de ce niciodată nu s-a putut la paralele. Este un aparat slab al româncelor în general. De ce oare? E adevărat că eu nu am avut niciodată execuții extraordinare la paralele și nu-mi plăcea din cauza că mi se rupeau întotdeauna palmele, întotdeauna aveam probleme cu palmele. Nu era concurs la care eu să nu merg cu palma ruptă și să trebuia să fac antrenament doar așa strictul necesar și să-mi păstrez palma pentru exercițiu de concurs. Palmele tale numai la paralele se puteau rupe? Da, acolo aveam palmele. Exact. Unei gimnaste. Da, da. De da. Aia nu vă plăceau, e limpede. Mie da, eu am avut probleme, însă sunt și fete cărora nu preferau să facă paralel decât să facă bârnă. Hai să rămânem la sărituri. Acea creștere a dificultății ca să ai note de plecare mai mare a însemnat exerciții, a însemnat ani și ani de muncă. Așa este, așa este. Din momentul în care am ajuns la concluzia că trebuie să... Bine, am ajuns la concluzia. Întotdeauna era de dorit să faci exerciții cu notă de plecare cât mai mare și cât mai sigure, evident, pentru că degeaba e ușor de zis, însă. Oh, da. Degeaba ai exerciții cu notă de plecare, nu știu, să spunem 10, cum era atunci, pentru că acum s-a schimbat codul, și nu-l faci și nu ești sigură și nu-l faci corect, nu valorează... Ori tu, ca să crești și să rămâi totuși la nivel, au trebuit multe. Da, am avut ultima săritură, care se numește Cuervo. Am concurat cu ea la campionatele mondiale de la Ghent. Dar am concurat foarte bine și la Olimpiadă. Imediat după campionatele mondiale din 99 m-am apucat intens de sărituri. Am avut acel an din după mondiale până aproape de Jocurile Olimpice din 2000, când am făcut sărituri, le-am mâncat pe pâine, cum se spune, tocmai pentru a perfecționa și a pune la punct. Câte sărituri făceai la un antrenament? Sau mai bine zis, câte sărituri făceai pe zi, într-o zi de antrenament?
Nu știu, sărituri, de exemplu, aveam bârnă și paralel aveam și dimineața și după masă. Săriturile fiind aparate pentru picioare, era destul de greu. Aveam nevoie și de odihnă și făceam dimineața sărituri și după masă sol sau invers. Și dacă, de exemplu, aveam mai mult de lucrat la sărituri, preferam, sau mă rog, doamna Mariana spunea, fă mai puțin la bârnă, fă exercițiile de control foarte bine și atunci ai timp mai mult pentru sărituri. Deci luam din timpul de la bârnă pentru a mă pregăti la sărituri. Adică câte ore pe zi? 3 ore și jumătate dimineața, 3 ore și jumătate după masă. Astăzi. Dar mâine? Astăzi. Mâine la fel, dar de la capăt. Mine? De la capăt. Dar sâmbătă? Tot așa, două antrenamente. Dar duminică? Duminică un singur antrenament. Și luni? Și luni de la capăt. Același antrenament, cu același program, exerciții. Aproape repede. 52 de săptămâni pe an? Cam așa, da. Cât lipsea din cele 52 de săptămâni ale unui an? Foarte puțin. Păi hai să punem, aveam și cele 5 zile libere la sfârșit de an. Noi preferam să avem de Crăciun sau de anul nou să stăm acasă cu familia, însă ne era foarte bine și când eram cu echipa, pentru că până la urmă noi stăteam acolo 360 de zile cu fetele și cu antrenorii și destul de puțin cu ai noștri, dar ne obișnuisem, era deja familia noastră. Ce bucurie a fost în casa familiei Răducan în toamna anului 2000! Nimic nu anunța încă drama ce avea să urmeze. Tatăl Andreei, Gheorghe Răducan, abia de mai vorbea. Cred că toți românii au stat în curs. Iar mama, Simina Răducan, era la fel de emoționată. Nu sunt cuvinte, nu vă spun. Când am putut, am stat lângă televizor. Ce să fac? Măcar cu gândul. Să mergem ușor înspre bârnă. Vreau să te întreb ceva. Stăteați practic un an de zile întreg la Onești la și apoi la Deva, da? Ok. Deși Onești nu era departe de casă. Nu. De Bârlad? Da. Imediat. 150? Nu știu, o oră făceai cu mașina, da. Mașina? N-ajungeai acasă, deși Onești era aproape. Erai în continuare, parcă ai fi stat în altă țară, la mii de kilometri. Nici gând. Familia pentru mine a fost și este extrem de importantă. Erau tot timpul lângă mine și chiar dacă eu nu reușeam să merg acasă, veneau ei la Onești. Venea. Sau la sigur. La Onești vă veneau vizitau mult mai des, din 2-2 săptămâni, că era mai aproape. Uh-huh. La Deva, cam la o lună, deja crescusem și eu, mă acomodasem cu antrenamentele, cu tot ce se întâmpla acolo și era altceva. Și te gândeai mereu la ei și vorbeai la telefon? Când aveam probleme, cu siguranță mă gândeam la ei, da, și sunam și începeam să mă plâng, mama, tata, știi, am niște probleme, uite, nu iese, parcă aș vrea să plec acasă, sunt sătulă, nu știu ce să mai fac. Dar am reușit de fiecare dată și am găsit de fiecare dată puterea necesară pentru a merge mai departe. Intrasem deja într-o horă, nu prea mi era foarte asta, simplu să mă dau înapoi și să zic că asta a fost, nu mai pot să mai fac și prefer să merg acasă. Nici nu mă lăsa sufletul să fac asta. Am auzit de asta cu hora. E ca o horă în care trebuie să continui, trebuie să joci, da. E păcat, pentru mine cel puțin era păcat, începusem de la 4 ani, pierdusem câțiva ani pe care nu am avut cum să-i petrec lângă familie și era mare păcat, mai ales că toată lumea îmi spunea, domnule, merită să faci mai mult decât gimnastică de întreținere pentru că ai și talent. Și aveai. Și cu atât mai mult, dacă ai și ambiție. Am citit undeva că ai declarat că, de fapt, nu vă ținea nimeni, era un regim extrem de spartan. Era disciplină, era muncă multă, era aproape o copilărie pierdută, dar nu vă ținea nimeni. Voi stăteați acolo pentru că asta vreați, să mergeți până la capăt. Asta am spus întotdeauna, e foarte drept, că e multă muncă. Cred că aș minți să spun că e ușor și nu are rost să o fac. Este foarte greu, ținând cont că nu suntem alături de familie, că nu putem să facem exact ceea ce ne-am dori, dar pe de altă parte nu e ca la școală, nu te obligă nimeni să mergi. Dacă nu ești în stare și nu mai poți... Puteai în orice zi să te duci acasă la mama? Eu mă duc acasă. Eu l-am chemat, de exemplu, mi-aduc aminte că am avut o perioadă așa mai grea și nu reușeam să trec peste momentele dificile și am sunat acasă și am spus, da, trebuie să vii să mă iei, pentru că nu mai pot să mai stau. A venit până la Deva. Când se întâmpla? Și, ce vârstă aveai? Aproape 17 ani. Erai mare? Era mare, da. Erai campioană?
Da, mondială, la, deci urma să mergem la Jocurile Olimpice de la Sydney. Și am spus că nu mai pot să mai stau și să vină să mă ia acasă. Și a venit, s-a urcat în mașină, vietul om de la Bârlad până la Deva, să mă ia acasă și m-am răzgândit. Între timp te-ai răzgândit. Între timp m-am răzgândit și am spus că eu nu merg acasă, pentru că a fost așa o perioadă mai grea și mai ciudată, dar... Și era păcat de munca pe care o făcuse. Sigur, sigur. Acum înțeleg foarte bine lucrurile astea. Să nu credeți că nu le înțeleg, dar atunci eram copil și în capul meu era cu totul și cu totul altceva. Deși îmi doream foarte tare să fac performanță, să merg la concurs, să câștig dacă se poate, dar mi era foarte greu. Și parcă aș fi vrut să merg și să mai stau și acasă cu mama și poate să mai ies în oraș și poate să fac și alte cele. Andreea Raducan, representing Romania. Am văzut că, la un moment dat, Bart Conner, soțul Nadiei, a declarat că este încântător să vezi o gimnastă româncă care știe să și danseze. Asta erai tu? Cred că da, nu știu. Toate gimnastele, toată echipa noastră aveam, nu? Nu, Andreea. Diferența era următoarea. Faptul că gimnastele românce erau foarte bine tehnic pregătite, dar la capitolul artistic erau mai un pic mai slăbuțe. N-a fost cazul tău, care ai dansat pe acest covor, ai făcut spectacol, ai fost admirată și aplaudată de milioane, ce spun eu, sute de milioane de oameni din toată lumea. Da, tot ce se poate. Întotdeauna am avut impresia că româncele au o muzică și un sol foarte frumos și antrenant, pentru că vedeam asta la concurs, când oamenii aplaudau și te încurajau în același timp, ceea ce înseamnă, ce însemna că le plăcea foarte tare muzica, felul în care interpretai povestea până la urmă. Îți place să dansezi?
În cluburi nu pot să spun că merg foarte des și dacă merg sunt destul de cuminte, la modul că nu dansez într-un mare fel, dar acasă da, dacă am timp dansez, însă e cu totul altceva dansul din sala de antrenament de la sol cu cel din discotecă, n-are nicio treabă, dar îmi place, ascult foarte multă muzică. Da, aici nu erai cu minte. Aici, cu minte așa, cât se poate spune, încercam să fac lucrurile foarte, foarte calculat, foarte bine așezate, tocmai din teama de a nu greși ceva. De fapt, nici măcar nu era teama. Lucram cu așa mare drag și dezinvoltură că nici măcar nu exista teamă. Nu. Erați atât de bine pregătite și lucrați cu atâta drag și cu atâta entuziasm? Nu neapărat că pregătite eram întotdeauna foarte bine, dar nu se compara niciodată, adică nu se mână niciodată antrenamentul cu exercițiul din competiție. Era cu totul altceva, adrenalina era mult mai mare și preferam să, nu știu, să n-am poate atâta energie. Pentru că odată intrată în concurs, emoții aveai, oricum important era să fie emoțiile constructive și să reușești să te stăpânești, să fii foarte calmă. Să nu sări mai mult decât ai făcut la antrenament. Tocmai pentru a nu depăși spațiul delimitat. Adică o dorință prea mare, da, putea acum strica să tot. Fac, putea strica tot. Exact. Dorința să rămân liniștită. Așa e. Cât mai liniștită și cât mai calmă. Și cât mai exactă. Și cât mai exactă. Săptămâna viitoare, în al doilea episod al acestui reportaj, vom merge la Bârlad, în casa familiei Răducan, dar și în sala în care Andreea a început gimnastica la doar 4 ani. Până la Sydney mai avea un drum lung de străbătut.